Sunt și câteva povești, nu vreau să divulg foarte multe, dar e un lucru pe care aș vrea pentru că mai provocat acum și mi-ai pus întrebarea asta, un lucru pe care aș vrea să îl menționez acum și pe care de regulă încerc să îl strecor la curs și să-i fac atenți pe cursanții mei, și anume să le spun că cel mai mare specialist în studiul cabalei, cel mai mare teoretician la ora actuală este Moshe Idel, un cercetător evident de origine evrească, dar născut în România, la Târgu Neamț. El a revenit în România după 90 de mai multe ori, este o somitate la nivel academic și întotdeauna le recomand cursanților să citească studiile și cărțile, să-i urmărească interviurile dacă nu au răbdare cu cărțile sau nu au atâta timp, să-i urmărească interviurile. Și le povestesc că de fiecare dată la curs despre Moshe Idel, despre modul în care a reușit să se afirme la nivel internațional, cum a plecat din România, cum a fost prieten cu alte două personalități marcante ale domeniului istoriei religiilor, precum Niceliade și Ioan Petru Curianu. Și mi se pare că asta e una dintre informațiile la care tot revin la cursul acesta, pentru că e bine de știut că, iată, avem și astfel de personalități și că studiile de genul acesta sunt prolifice, pot fi prolifice și în România. Asta nu înseamnă că neapărat România e motivul pentru care Moshe Idel e o somitate în studiul cabalei. Dar e important de știut că există astfel de personalități și că ele nu au rupt cu totul legăturile cu țara. Moshe Idel, repet, a revenit în ultimii 10 ani de vreo 3-4 ori în țară, ceea ce e o oportunitate de fiecare dată când revine, e bine de știut și dacă cursanții au ocazia, pot participa la seminariile lui, la conferințele lui și îi îndemn să-l urmărească. Altfel, povești legate de Cabala, cele la care revin constant, sunt mai degrabă derivate din hasidism, o doctrină cu accente mistice, desprinsă din Kabbalah. La ultima ședință le povestesc cursanților despre Baal Shem Tov, figura fondatoare a mișcării hasidice, un personaj cu totul și cu totul special, care a peregrinat și pe aici, prin ținuturile României. Se pare că a avut chiar un loc al său la sinagoga din Piatra Neamț. A fost o figură specială în partea aceasta de Europa, Europa de Est, Ucraina, România, și cam tot ceea ce înseamnă zona aceasta. A fost spațiul în care Baal Shem Tov a călătorit și a pus bazele mișcării hasidice. E un personaj pe seama căruia s-au pus tot felul de povești extraordinare, fapte uneori miraculoase. Și mă refer întotdeauna la figura lui Baal Shem Tov la curs, pentru că mișcarea hasidică, în fond, e o mișcare mistică ce derivă din Kabbalah. Iar Baal Shem Tov e un personaj cu totul special, și asta chiar merită discutat.